Primele două clasate din Liga A4 a patra se înfruntă în finala Cupei României faza județeană. Cu alte cuvinte, Pandorii Cernet și Recolta Dănceu trag cortina peste sezonul județean. Ultimul act al celei de-a doua competiții valorice județene are loc miercuri 29 iunie de la ora 18 pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin. Dacă Pandorii vin după o lună de zile de pauză, Dăncenii au pierdut barajul de promovare în Liga A3 a cu un usturător 2 la 11 la general cu ACB Ineu. În campionatul recent încheiat, Recolta Dănceu s-a impus fără probleme în fața echipei bandurii Cerneți 3 la 1 la Dânceu și 6 la 1 la Cerneți.